Am avut astăzi vizita unor persoane interesate să investească la Hunedoara. E vorba de directorul general al departamentului Export-Import de pe lângă ambasada Japonia. E vorba de ambasadorul Cehiei și câteva firme interesate să aducă investitori în zonă. Le-am prezentat toate oportunitățile pe care le putem oferi, adică parcul industrial de la intrarea municipiului Hunedoara, care funcționează pe baza legii parcurilor industriale, și noul parc industrial de lângă Castelul Corvinilor, care va începe și va începe activitatea de la 1 ianuarie 2016. Scopul vizitei oficiale a fost acela de a identifica relații comerciale bilaterale și posibilități de cooperare în domeniul agriculturii, industriei, turismului și nu numai. În acest sens, membrii delegației au vizitat Parcul Industrial Hunedoara, Centrul de Afaceri din Hunedoara, Castelul Corvinilor, dar și terenurile din municipiu disponibile pentru proiecte de investiții de care aceștia s-au arătat foarte interesați. Foarte frumoase, foarte mari și cu potențial foarte mare pentru investitori. Aș vrea să văd mediul de investiții pentru investitorii japonezi. Cred că da, nu numai pentru mediul înconjurător, ci și pentru angajați, deoarece investitorii dau atenție la mai multe elemente, la mai multe lucruri. Și există un echilibru aici, în Hunedoara, pentru fiecare categorie. Oficial este pentru prima oară când sunt în Hunedoara, neoficial acum 3 luni, când am venit de la Budapesta la București, m-am oprit să văd castelul, care este foarte interesant, și vreau să-i mulțumesc domnului primar Arion pentru această invitație. Vreau să adaug că primarul dumneavoastră este un om foarte inteligent, că a avut această idee să invite membrii diplomației străine, care sunt capabili să găsească investitori pentru orașul dumneavoastră. Și acest lucru este foarte, foarte important pentru viața economică de aici. Și cred că Hunedoara este un loc foarte interesant pentru cetățenii cehi, nu numai pentru industrie, pentru investiții, dar și pentru turism. Această vizită are ca principal scop informarea, urmând ca în urma acestei vizite să sintetizez toate informațiile relevante și sub forma unui raport să le trimitem în Germania, urmând ca economia germană să remarce aceste șanse din Hunedoara și să trimită potențiali investitori. Credeți că Hunedoara are vreo șansă pentru investitorii germani? Categoric. Există deja o firmă foarte mare din industria auto. De asemenea, membrii delegației oficiale au ținut neapărat să viziteze și un investitor din parcul industrial de la Hunedoara, unde aceștia au purtat discuții legate de tehnologie, dar și de personalul care lucrează acolo. Ultima vizită a delegației oficiale a fost la Castelul Corvinilor, acolo unde au fost întâmpinați cu salve de tun, dar și cu tradiționala pâine cu sare și țuică. No, dacă veniți ca prieteni, bine ați venit la casa noastră. Poftiți-vă! Oaspeți la castel, bucurați-vă! Trageți în cinstea oaspeților! Vita înseamnă bogăție de pe pământ, grânele. Și voi aveți la ceva? Bread means the richness, the wealth of the earth. Sarea, toate bogățiile sub pământul ăsta care ne hrănește și ne ține. The salt represents the richness of the subsoil. Și țuica, cea mai minunată licoare care te face vesel, sănătos, voios, voinic și vă încălzește pe vremea asta. În urma vizitei oficiale, membrii delegației care s-au aflat în municipiul Hunedoara s-au arătat interesați de posibile colaborări bilaterale comerciale privind nevoile de investiții din teritoriu.